Salutare! În clipul de astăzi vreau să prezint o unealtă pe care o folosesc în curte. E o drujbă marca Bosch, electrică, primită cadou de ziua mea. Este modelul AKE35S, evident 35 de cm lungimea lamei, Oregon. Tocmai ce am ascuțit-o, are sistem de ungere automat, care îl vedeți aici, aici nivelul. Pentru gospodărie merge ok, e destul de simplă, lama se reglează întinderea de aici, din ăsta roșu, după cum se vede și pe pictogramă. De tăiat, probleme taie bine, acum am văzut și pe benzină, dar pentru gospodărie eu zic că e suficient. Mai din hangar, 1800 de W, cam așa arată, asta e protecția pentru lamă. Numai scurt de tot, părerea mea că e o investiție și o achiziție bună în gospodărie. Acum am un cireș care l-am tăiat tot cu ea și acum, având un pic de timp liber, o să trebuiască să-l tai în bucăți mai mici și să-l depozitez pentru lemne de grătar și ce mai am pe aici. O să rog pe soția să țină camera și să vă arăt cam cum taie. Asta o să fie butucul pe care o să vrem să-l tăiem. Are siguranța asta, deci fără de care nu funcționează. Bun, hai să vedem, dăm drumul. Cam atât. Deci, după cum ați văzut, eu zic că taie bine. Vedem. Încă unul. Fixăm cumva. Deci, sper că vă place. Acum, dacă aveți de mers pe teren, în pădure, în nivel și așa mai departe și nu aveți chef să cărați generator de curent pe benzină sau motorină cu voi, eu zic că e o alegere bună. Sper să vă ajute. Mersi, până data viitoare, pa, pa!